Salutare dragilor, am ajuns și la problema 6, subiectul 1 al testului de antrenament numărul 5. O să aveți o surpriză, adică am observat că sunt mulți elevi ce se bazează pe faptul că în marea majoritate a testelor și problemelor, această problemă este în așa fel formulată astfel încât răspunsul este fals. Vă rog, citiți, puneți-vă mintea la contribuție și rezolvați, pentru că uitați un exemplu în care răspunsul este adevărat. Hai să vedem cum ajungem la acest răspuns și mai ales să, să rezolvați și să nu mergeți pe intuiție neapărat, pentru că e păcat să pierdeți cele 5 puncte. Prețul unui stilou este de 40 de lei. Matei afirmă că dacă prețul stiloului ar fi, ar fi fost cu 20% mai mic, atunci cu 128 de lei aș fi putut cumpăra 4 stilouri de același fel. Această afirmație uh, este adevărată. Haideți să vedem și de ce. Dacă prețul este de 40 de lei, și ar fi fost mai ieftin cu 20%, să vedem cât ar fi costat. 40 de lei minus 20% din 40 de lei, adică înmulțit cu 40 de lei, este egal cu 40 minus 20 supra 100 ori 40. Efectuăm simplificările, adică tăiem toate zerourile pentru că 1 de la numărător se duce cu 1 de la numitor, iar al doilea de la numitor se simplifică cu 0 de la 40, care după mulțire și el ar fi ajuns tot la numărător. Și astfel avem 40 minus 2 ori 4, care înseamnă 40 minus 8, deci prețul ar fi fost de 32 de lei. Să vedem dacă ar vrea să cumpere 4 stilouri de același fel. Cât ar fi costat aceste 4 stilouri? 4 mulți cu 32 înseamnă 128 de lei. Deci, da, i-ar fi ajuns această sumă pe care era o avea la dispoziție și afirmația lui este una adevărată. Aceasta a fost problema în care am avut nevoie de calcul cu procente. Nu uitați că acel procent întotdeauna se aplică la o sumă, deci am avut 20% din prețul inițial, ori 40%, de asemenea, nu uitați să scădeți uh, acea reducere sau după caz să adunați uh, majorarea prețului. Atât a fost pentru acest video și imediat ne vedem cu explicațiile subiectului al doilea.